Lovituri de teatru. Ce cere de cuflit Comisiei Europene, nu mai vrea să participe la discuțiile pe MCV. Ce cere surprinde printr-o poziție de fork fac de Bruxelles. Plenul Curții Constituționale a transmis delegației Comisiei Europene, venit în vizită în România în cadrul Mecanismului de Cooperare Sublinierei Verificare, MCV, ce nu mai doresc subliniere-te ca instituția să fie implicat în discuțiile pe acest temă. În ziua de joi, 15 martie 2018, Curtea Constituțională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare Sublinierei Verificare, vizita delegației Comisiei Europene, condus de Julien Mousnier sublinierei compus din Jeanne de Jaeger, Ingo Eustenfeld, Irina Stefuriu și Maria Arsene. Din partea Curii Constituționale au participat Valer Dorneanu, președintele Curii, Claudia Margareta Krupenski, director al cabinetului președintelui, magistrat asistent F sublinierei Benche Caroli, magistrat asistent sublinierei F. În debutul întâlnirii, președintele Curii Constituționale a transmis salutul său al membrilor Curii Constituționale delegației Comisiei Europene, exprimând aprecierii față de activitatea sa și calitatea rapoartelor acesteia privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare, MCV, caracterizate prin acurate, obiectivitate și profunzime analitic. Apreciind, totodată, ca fiind pozitiv modul în care sunt reflectate unele aspecte din activitatea Curii Constituționale. În continuare, domnul președinte a informat membrii delegației asupra opiniei plenului Curii Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul și atribuțiile Curii Constituționale în cadrul statului de drept, care o obligă să aibă o poziție de neutralitate în relațiile dintre autoritățile publice, îi impun obligația de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice. Plenul Curii a manifestat dorința de a nu mai fi implicat în programul delegaților Comisiei Europene în contextul MCV. De altfel, Curtea Constituțională nu este vizat de problematicile / obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privire la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor instituții vizate în rapoartele MCV, în sensul de a analiza și evalua activitatea acestora. Membrii delegației au apreciat această poziție a Curii și au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii Curii ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia. În continuare, domnul președinte a răspuns unor întrebări ale delegației cu privire la unele puncte concrete din deciziile Curii pronunate în cadrul controlului de constituționalitate înainte de promulgare cu privire la cele trei legi ale justiției, legile numărul 303, numărul 304 și numărul 317 din 2004, se arată într-o comunicare oficială a CCR.
Mecanismul de cooperare și verificare reprezintă un proces de verificare regulată a progreselor pe care România și Bulgaria le au în ceea ce privește reforma sistemului judiciar, corupția și crima organizată.